Și în weekendul care tocmai s-a încheiat, autoritățile au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor impuse în starea de alertă, cu ocazia acțiunilor de prevenire și limitarea infectării cu virusul COVID-19. 56 de societăți comerciale, persoane fizice autorizate și locații au fost verificate. Efective de poliție, jandarmerie, poliție locală, pompieri, precum și reprezentanța ai Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au lucrat cot la cot pentru siguranța oamenilor. Astfel că, în total, au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 26.000 de lei. Echipele mixte de control au aplicat 51 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei. Două dintre acestea au fost aplicate operatorilor economici pentru nerespectarea măsurilor privind diminuarea impactului tipului de risc, valoarea acestora fiind de 6.000 de lei. Astfel de acțiuni vor fi continuate și în următoarea perioadă, pe tot timpul stării de alertă, pentru sănătatea și siguranța cetățenilor. Oamenii legii le recomandă botoșenenilor și nu doar să respecte în continuare măsurile de protecție sanitară și distanțare fizică. Doar astfel se va putea preveni infectarea și răspândirea virusului SARS-CoV-2.